Prefectura și Consiliul Județean au cerut în această vară guvernului 3,4 milioane de lei pentru a reface infrastructura afectată de inundații. Ministerul Dezvoltării a decis ca în Gorj să vină aproape 2 milioane. Analiza în ședința de guvern, prin hotărârea de guvern numărul 752 din 12.10.2016, s-a alocat suma de 1.099.000 de lei pentru următoarele localități. Municipiul Târgu Jiu, oraș Tizmana, Comuna Godinești, Comuna Muședești, Comuna Veștișan, Comuna Polovragi, Comuna Prigoria și Comuna Roșia de Amaradia. Sumele însă nu sunt suficiente pentru a finaliza lucrările. Pentru a reface lucrările, primăriile trebuie să contribuie și ele cu banii. Au fost alocați practic în total 1.099.000 de lei, ceea ce reprezintă cam 30% din sumele solicitate pentru fiecare din UAT-urile respective, în ideea că și autoritățile locale trebuie să sprijine cu fonduri din bugetul propriu refacerea acestor infrastructuri. La Târgu Jiu va fi refăcut digul de apărare de pe Jiu din incinta CET, unde digul s-a rupt pe o lungime de aproximativ 260 de metri. Suma solicitată era de 350.000 de lei. S-au alocat 115.000 de lei, iar primăria va cotiza cu diferența. Cei mai mulți bani, peste 300.000 de lei, vor ajunge în cel mult 10 zile la Prigoria, iar localitatea Mușetești a primit 230.000 de lei de la guvern. Comuna Prigoria, într-adevăr, a avut o serie de probleme și de mult timp acolo nu s-a intervenit. Mă rog, nu știu de ce nu s-a solicitat. Unde anume? Ce s-a întâmplat la Prigoria? Păi și cum am spus, s-au distrus partea carosabilă. 1,3 km drum comunal, 1570 de km drumul Sătești, drumuri vicinale, consolidări de trasamente. Reprezentanții prefecturii speră ca primarii să se mobilizeze după ce vor primi banii și să înceapă lucrările cât vremea va mai permite. În luna august, guvernul a trimis în Gorj alte 10 milioane de lei, tot pentru reabilitarea infrastructurii care a fost afectată de alunecările de teren sau de inundații.